Bună dimineața pe 98.3 FM și online pe bucureștefm.ro. Da, e chiar ea, a venit Feli pe la noi. Bună dimineața, Feli. Neața, neața, întoarsă și din la concediu. La mulți ani pe 2019, pe anul nou chinezesc. Pe anul nou chinezesc. Da. Vechi, perit nou, vechi, perit nou, bun. New school, old school. Neața, neața, mulțumesc. Bună la dimineața. Fel, la mulți ani și vouă. Uh-huh. Cum s-a schimbat viața ta în ultimele 4-5 luni așa? Am un bebe. Asta știu, asta știu. Dar cum ți-a schimbat toată povestea asta viața? Te trezești mai devreme decât de obicei? Mă trezesc din 3 în 3 ore, dacă dorm. Ok. Da, dacă dorm. Dacă dorm și sunt mult mai fericită. Deci n-a fost tocmai un concediu așa, adică ai avut ceva de furcă? N-am simțit, să știi. Adică cred că în perioadele de nesomn am intrat atât de tare în transa de nesomn încât n-am mai simțit. Dar oricum sunt o norocoasă pentru că am ajutor prin mamele noastre, mama mea și a lui Cătălin, și atunci mamelor din lumea întreagă, da, iată, mamele ajutor. Dragele, chiar da. Mă întrebam cum de Feli a fost primul artist care a scos o piesă în 2019. Eu am fost? Da, că în rest mai toți artiștii sunt plecați până Zanzibar, până Filipine, până Tanzania, până toate a zice și prin Madagascar, dar acolo sunt altfel de artiști. Nu, acolo da, e okay. altă poveste. Și pe Feli am găsit-o aici în București, acasă. Serios, da. Chiar s-a schimbat viața ta la 180 de grade? Nu neapărat. Sunt mult mai fericită. Adică nu se schimbă mare vede. Lucru. O am pe Nora Luna acum. Am primit cadou de la Dumnezeu o familie a mea, în care să fiu eu un rol de mamă. Este cel mai frumos așa. Dat pe care îl poate avea cineva. Da, da. Și, nu știu, tot cu muzica. Nu e ceva mare schimbare... Și Nora Luna tot cu muzica. Nora Luna nu știu. Încă. Ea să fie în viață și să facă ce-și dorește ea. Cântă noaptea, te lasă să dormi sau? Nu, e foarte cu minte. E cu minte? Da, e foarte cu minte. În câte sesiuni de studio probabil a fost și Nora Luna când eram burtică. Când eram burtică, probabil că a auzit ceva, da, are ceva inspirație. Da, nu știu ce vrea ea să fie asta. Dar să tu fie, când? Noi sprijinim. Îi cânt mai mult muzică populară. Serios? Pe asta se liniștește, da. Deci îi place muzica populară? Da. Și vrei să o crești într-un mediu altfel decât procedează ceilalți noi părinți? Noi avem o viață normală acasă și cântăm și râdem și ne certăm că nu, na, acum ne învățăm cu copilul, nu-i pune acolo, fă-l așa, ține-l așa. Ține-l așa, da. Mama, cum au să apărut fac așa și... mistări conflictuale din cauza asta, nu pune paharul acolo, nu da, biberonul, da, nu dezinfectă așa. Da, da. Scoate ce facem cu pisicile, da? Ce facem, închide pisicile, va, tunde pisicile. Am înțeles. Un pic așa de tragicomic, cumva mai mult comic, ca nu se înțelege că e lumea întoarsă. A apărut ceva schimbări în viața voastră și a trebuit să vă adaptați într-un fel sau altul. Suntem încă, noi acum ne învățăm rolul ăsta de părinți. E ceva foarte tare. Și cum reușești să-i timp și de viața de familie, de viața de mămică până la urmă și de muzică? Și de cântat? Da. Păi nu numai știu, de cântat, ci de compus, și de scris, sunt, și de sesiuni. Da, că nu se face singură muzica asta, na. Sunt o norocoasă din punctul ăsta de vedere, că am nevoie, am ajutor din partea mamelor noastre, cum ziceam, și când trebuie să merg la studio, are Nora Luna cu cine să stea, mă întorc acasă, într-o pauză. Da, îți dai seama că din 10 în 10 minute, ce face copilul, ce face asta, un telefon asta acasă. Asta se întâmplă, o sunt tot timpul. Na, ce faci, mamă? Doarme, fata, mamă. Peste 10 minute, dar ce face? Doarme! Da, nu, da. O sunt cam din oră în oră, nici chiar 10-10, dar bine, cumva trebuie să recunosc că sunt foarte liniștită, că e pe mâini foarte bune fata acasă, dar e partea aia din mine de... Oricât de mamă a trei copii ești tu, mama mea, eu sunt mama aici, eu oricum fac griji, oricum... Eu comand, până la urmă, comand, că eu sunt mama 1. Da, deci s-a liniștit treaba acasă, e totul frumos, da. Cum e cu partea artistică acum? Gata, începe iar nebunia creativă, cum se vede așa, joaca. 2019, cum se vede de la început așa, de la început de an chinezesc, suntem în anul porcului, am impresia. Parcă. Da, este un an în care toată lumea e pe profit, deși nu pare. Eu n-am fost niciodată, vezi? Nu știu dacă asta e de bine sau de rău. Da. Se anunță a fi un an foarte bun pentru mine, din ce planuri am făcut la studio cu HaHa Production, cu Smiley și cu toată echipa. Sincer, nu mă așteptam să începem activitatea atât de repede. Planul era să începem în aprilie. Da, n-am mai putut. Ce, în aprilie o să fiți departe, eu zic. Da, în aprilie cred că începem să colindăm țara deja. Ce scrie acolo pe dashboard pentru 2019? Ce ai punctat așa? Pe to-do list așa. Două, trei chestii, ce ai de punctat?
Am în plan un proiect foarte mare despre care nu vreau să vorbesc foarte multe, pentru că sunt foarte entuziasmată și nu vreau să dau din casă care. Arenele romane sau salapalapă? Dar întreba asta cu să nu se atrag. Se va întâmpla asta, știi? Da. Adică, Felin, da. Atât te întreb, arenele romane sau sala palatului? Niciuna. Ok. E mai mare atunci. Nu știu dacă asta e o treabă bună sau rea, dar încă nu mă gândesc la arenele romane sau la sala palatului. Nu pentru că nu mă gândesc că, nu știu să zic, că poate nu vin oameni, că poate nu o umpli sau da. Cum se gândesc na, artiștii tot felul. N-ai emoții pur și de-astea? Simplu, da. nu simt că e timpul încă. Adică simt să mă focusez pe altceva, să dezvolt alte proiecte. Da, simți și ești conștientă de faptul că sunt niște locuri pe care tu le meriți? Nu știu ce să-ți răspund la întrebarea asta. Eu sunt foarte conștientă de talentul meu. Sunt conștientă de vocea mea, pentru care sunt recunoscătoare în fiecare secundă, dar oricât de, de lipsită de modestie o să sun acum, și sunt atâta de modestă eu cu mine, încât nu, ori nu realizez încă ce mi se întâmplă, succesul ăsta sau cât de mare e talentul meu, vocea, nu știu dacă face sens ce zic. Bun, deci un proiect grandios, mare. Poftim? Deci un proiect grandios, mare, o surpriză așa. Îl notăm. Eu am încă mai multe proiecte. Așa, al doilea. Sunt cam vreo 2-3 așa, dar... Proiecte însemnând colaborări? Nu. Nu, proiecte. Nu neapărat, și colaborări, okay. Și am așa mai multe planuri de dus. Și sunt lucruri pe care nu le-ai mai încercat până acum în cariera ta, nu? Ce anume? Sunt lucruri, adică pe care nu le-ai mai încercat în. Ba da, sunt toate legate de muzică. Dar nu le-ai mai încercat, adică sunt provocări noi. Semi. Am înțeles. E așa un un fel de, deci, toate felurile. Deci, populara a mai încercat, acasă a început să se ducă în zona aia, deci hai să zicem da. Că poate nu, că acasă. E o chestie acasă, deci, cu muzica populară. Tu cânti cele mici muzica populară, repetând de fapt. Da, pentru... și face repetițiile acasă cu public. Așa se liniștește ea și dacă îi cânt o melodie populară. Păi și nu vrei să ai copilul liniștit? Care nu-i cunoscută cu lai, lai, la, șlafă-n. Care vrei să ai copilul liniștit, adică să o asculte pe mami și să fie liniștită. Dar ce piesă cunoscută are lai, lai, la? Toate piesele, toate melodiile. Toate piesele populare? Ei, la, 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 nu? După fiecare vers, ei, ba, de-a meu, nu știu ce, la, la, de multe la, ori nici nu-ți mai trebuie versuri, știu, la, 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 e ce-i un cel mai des? Care e piesa ei preferată? Da, ce-i place? Nu-i cânt ceva special. Anume. O iau, mami, chestii pe care le fac toate mamele, mami, lai, lai, la. Ah, ok. Ah, mami, lai, lai, la, noul hit de adormit copiii, da. Se amuză, îți dai seama? Eu nu am, eu cred că relația dintre mine și Nora Luna nu e o relație mai specială decât în alte relații mamă-copil. Ce trăiesc, eu trăiesc normal, nu știu. Și totuși, spui că ești o mămică fericită, că ți s-a... Foarte fericită. Ești... Ai o familie împlinită, da. Uite, se vede după zâmbet. Da, chiar se vede. Dar are mesaj așa în piese cu nu mă vezi tu cum să sufă. Dar asta e un mesaj pozitiv, să știi. Aparent e trist, dar el e pozitiv. Adică fata din melodia mea merge mai departe, fără niciun fel de problemă. Ce-a spus versurile, să vezi. Ce-a pățit, da, fata? Păi n-a pățit nimic. Uite, avem încă. Încă. Avem un personaj negativ și anume pe dânsul, Zmeu, care da. O face să sufere, clasicul, da. Și ea nu stă și suferă, ea trece mai departe. În felul în care știe ea să sufere, trece mai departe de băiatul ăsta, pentru că așa cum zice și titlul piesei, nimeni nu te învață cum să suferi și cum să... Deci tot singur subduci. Tu o duci, da. Important e să te scuturi și să mergi mai departe. Da, există vreo rețetă, vreun manual de cum să... Da, un manual de suferință, suferințelor din dragoste. Nu eu știu. Sunt cântăreață, nu sunt psiholog. Da, nu mă vezi tu cum să sufăr. Asta da, eu, păi pe tine asta, te învață cineva. Tu când ai suferit, când erai tu mic și aveai o gagică. Prima ta dezamăgire în dragoste. Mic am fost întotdeauna, probabil când eram mai slab. Mai mic da. La ani mă refer. Da, așa, da. Pe tine te învăța cineva cum să suferi. Ori venit toți prietenii tăi, mama, da. Familia, da. Ți-o zis, băiatule, mergi mai departe, viața e scurtă. N-a venit nimeni. Te-a lăsat așa nimănui. No, atunci pe tine cumva te-o... Nu vezi ce oropsii sunt? Încă mai sufăr, da. Încă da. Mai suferim, da, să știi. Chiar nu, și noi, mesajul, băieții, mesajul piesei este unul pozitiv. Atât de tare am suferit că nici nu mi-aduc aminte. Nu, vezi? Ai făcut tu ceva de nu te învață nimeni cum să suferi, de văzut? Mai departe. Ai văzut? Trebuia să particip la piesa asta. Exact. Mă rog, e un titlu asumat până la urmă. Da. Dar e real, e o filozofie din care trebuie să învețe toată lumea. Da. Și eu propun să cântăm piesa și să revenim așa în 2-3 minute cu Feli, nu mă înveți tu cum să sufăr. Medicament.
avem copii și n-avem nicio grijă. De la început am știut doar să iubim fără nicio analiză. Eu eram acu, tu erai alta. Coseam momente împreună până dimineața. Nu înțelegeam noțiunea de defect, că noi ne potriveam perfect. Erai lumina din ochii mei, dar mereu ai profitat. Știu cum să mă-ntorc și să înșel, dar asta nu te face bărbat. Vreau să dau muzica tale cât mai tare să răsune, să nu mai am durerea care mult prea tare plânge. Mi-am ascuns iubirea bine și-am plecat iar să mă caut. Noaptea dorm pe flori de nuve, nu mă înveți tu cum să despărțire. Mă vei deranja, ca nu iesesc cu altul, voi fi la întâlnire. Eu eram acu, tu erai ața. Coseam momente împreună până dimineața. Acum nu înțeleg noțiunea de perfect, că noi ne potriveam de fel. Erai lumina din ochii mei, dar mereu ai profitat. Ai știut cum să mă întorc și să înșel, de asta nu te face bărbat. Vreau să dau muzica tare cât mai tare să răsune, să nu mai e durerea care mult prea tare plânge. Mi-am ascuns iubirea bine și-am plecat iar să mă caut. Noaptea dorm pe flori de nuve, nu mă înveți tu cum să sufer. Știu cum să mă-ntorc și să înșel, de asta nu te face bărbat. Vreau să dau muzica tare cât mai tare să răsune, să nu mai e durerea care mult prea tare plânge. Mi-am ascuns iubirea bine și-am plecat iar să mă caut. Noaptea dorm pe flori de nuve, nu mă înveți tu cum. Nu mă înveți tu cum să sufăr. Felicitări. Felicitări și din partea asta, dar vreau să întreb ceva. Asta este o instigare la Păstrați Gălăgia? Nicio treabă. Da, vreau să dau muzica tare. Da. Vecinii ce zic? Vecinii, exact. Ar trebui să mă întreb pe mine ce zic eu de vecinii mei. Păi asta e, în filozofia ta, în filozofia ta, am vreo doi vecini de primat, înțeleg, adică... No, părăște-i la radio pe vecini, ce se... ai vecini din ăștia care dau muzica tare. Am vecini care fac karaoke, da, care dau muzica tare. Păi și de ce nu te duci și tu? Adică vii cu, iei o cameră, ciocă la ușă, bună, sunt Felie, pot să cânt și eu cu voi? Cum ar fi? Asta zic, să faci treaba asta. Vecinul meu de la etajul 5. Așa? Ce face? Ce cântă? Ce face? Ei, cântă de toate, se distrează, sunt tineri. Niciodată. Și noi cum suntem? Ce vrei să zici? Stai așa. Tineri, da. Suntem și noi, dar ești mai tineri. Sunt mai tineri nu și... Nu există mai tineri sau mai puțin tineri, există tineri. Da. Și cu toții suntem tineri, că și noi cântăm la
la karaoke așa după. Eu zic să ne mutăm și noi la etajul 5, mai sunt locuri acolo la tine. Dar haideți la 6, că și așa, când vecina mea deschide ușa, zici că intră la mine în casă. Ah, ok. Felicitări pentru izolația blocului. Da, super. Da. Mulțumim dezvoltatorului. Da, ce bine că stăm acolo în chirie. E adevărat. Chiar ți-ai auzit vreodată piesele cântate pe la karaoke prin festivaluri, pe la concursuri, pe la voci, pe la factori, pe la Da. Da, și un sentiment. Care e cea mai cântată? Cea mai cântată, da. Prima melodie pe care am lansat-o, Cine te crezi, se numește. Și varianta mea la Constantine. Bine, asta e șlagăr. Da, deja aici. Nu e a mea, e o reinterpretare a noastră. A piesei Constantine. Cam pe astea două așa mai mult. Am auzit și Crane Colorate. Puneți că e plăcut așa drăguță. Să auzi oamenii cântând da, piesele tale. Da, ție ce-ți place din tot ce ne-ai enumerat tu aici? Unde te regăsești tu cel mai mult? În care piesă de-a ta te regăsești tu așa mai mult? În versuri, în text, în momentul ăsta, la cât ești tu de fericită? Da, în momentul ăsta când s-au mai schimbat lucruri în viața asta. M-aș întoarce la melodia mea acasă. Da? În momentul ăsta, da, pentru că mi s-a părut întotdeauna aia o melodie de sărbătoare, o melodie mai tace, așa, de familie. Acasă? Pentru... Da. Păi nu. Știai ce știa, vezi, planurile erau făcute. Last Christmas I gave you my heart. M-ai întrebat de momentul meu de fericire de acum și ți-am răspuns. Da. Asta și e nouă ne place acasă foarte mult, că încă o mai avem prin playlist, cred că. Mulțumim. Mergem și acasă la Feli. Bănuiesc că și acolo e frumos, uite, ne-a lăudat atmosfera de acolo. Cald, am o mamă, am un iubit, am un bebe, de toate, muzică, jucării. Nu ne trebuie nici mama, nici iubitul, nici bebele. Nu ne trebuie o bucătărie și ceva muzică. Eu pot să vă las și bebele pe 2-3 ore să mergem undeva. Vă las de dacă nu. Noi suntem, cum s-ar traduce în românește, bebesitări. Bebesitter, da. Când te vedem într-o cântare așa mai lungă de vreo 45 ore? Și unde? Băieți, ajutați-o. Eu acum sunt într-o perioadă de asta foarte... Așa. Primul de care știm sigur este pe 8 mai. 8 mai? Mulțumesc, Alexandru, de care știm 100%, adică... Da. A fost un moment foarte ciudat că stăteam pe Facebook, scrolling and judging și vedem. Eveniment, Feli, 8 mai. Putem să zicem și unde? Nu putem la să zicem. La Hard Rock Cafe. Da, bine. Da. Bănuiesc acolo dacă... Dacă... E o cântare. Da. Eu mai zis de 3 ori și să știi că s-a auzit. Nu, auzit, nu vezi, asta e. Când nu dori, mi se întâmplă, pățăști, vorba ardeleanului. Da, m-am asomat, am zis-o acum. Nu, așa, nu. Ăla e... Tare drăguț. Ăla e 100%. Nu știm că eu m-am trezit așa peste noapte. Hei, toată lumea, haideți să cântăm. Și echipa... Da, echipa mea știa că din aprilie începem. Producătorii încă dorm. Toată lumea a fost o surpriză, da. Da, e ghera iarna să-i trezești din hibernare. Pe 1 martie, 8 martie de mărțișor, de ziua femeii. Tu ce faci? Mergi cu fetele, spală rufele? Mergi cu Valentine's-ul sau mergi cu dragobetele? Cum exact. Ești tu așa de fel? Eu sunt întrebată de 1 martie, am înnebunit-o pe fata asta. I-a căzut tinirul. Nu, da. Când mă gândesc că am treaba asta cu... Mă caut la cercel, vorba aia. Nu știu, ce m-ai întrebat? Îți place mai mult, ești cu Valentine sau cu dragoste? A, deci să fie cu iubire. Cred că iubirea nu are o dată neapărat în care să trebuiască să fie celebrată. Iubirea se sărbătorește în fiecare zi. E adevărat. Îmi place, îmi vorbesc așa nazal, mi se pare că sunt foarte interesant. Nu, mai în glumă, mai în serios, chiar cred că iubirea se celebrează în fiecare zi. Un pic mai mult pe 14 și pe 24. Și pentru băieți pe un pic mai mult de 1 martie. 1 martie cu fetele în oraș sau cu familia acasă? Uite, încă nu știu. Ia, Alexandru, ce spun ei? Pe 8 martie avem... Mai ai și alte cluburi? Mai ai și alte cluburi pentru care lucrezi? Pentru care lucrezi? Nu, pe 8 martie vom fi în Timișoara și vom anunța la momentul potrivit. Da. Unde anume să nu vom mergeți cânta. Cu avioanele alea, că am mers eu la Timișoara. Am mers, Alin, și tu ne-am dus noi în Iași odată cu un avion de ăsta. La Timișoara ne-am dus. Da. Doamne, că am crezut că fac cu inima. Eu oricum am frică de avion, imaginează-ți. Să auzi 45 de minute... A, cele cu elice. Da. Zici că ești în rata de... Zici că ești acolo, afară. Da, pe câmp. Pe câmpii, pe acolo, dar pe sus. Da. Deci două concerte acum, în primăvară, poate și un concert mare cât de curând, dar zici că nu-i momentul, încă mai aștept. Da, mai stăm un pic. O colecție de piese pe un suport digital. O să... Cum ar fi un compact disc. O să avem...
Mă gândesc și la un album, dar încă nu știm sigur. Că ai, am ai foarte material. Multe planuri. Ai ceva. Da. Da, am. Chiar, cum sună asta? Da, chiar am multe chiar am piese. Auzi, tu nu suferi, tu nu suferi că nu te duci pe așa pe jurii să mă ajute și tu pe unul și pe altul? Că am fost. Ai fost și? Mi-a plăcut foarte, a fost o experiență foarte faină. Nu înveți tu cum să judeci. Nu mă vezi tu cum să judec. Așa. Nu mă vezi tu cum să judec. Dar nu știu cum să zic. Încerc, mă gândesc așa, să fiu sinceră, să nu fiu sinceră. Nu ești, încearcă să fii tu, adică sinceră. Crezi că nu poți fi prea exigentă, adică nu știu, te-ai trece pe toți? Nu, sau, nicio treabă. Sau crezi că ești prea exigentă? Nu sunt deloc. Mai ales când se întâlnește o situație în care ai foarte multe voci bune, cum faci să le departajezi? Că trebuie să alegi două din șase. Sunt un prieten. Și cine e prietenul tău pe care îl sun? Pe cine ai sunat? Nu știu, uite, colegii mei de trupă, prietena mea, nu știu, ei, vorba vine, suni un prieten sau poate chiar suni. Nu ne-am gândit la asta, nu. Deci, cum ziceam, am fost în rol de jurat, mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă aș mai repeta experiența. Da? Nu o zic la un mod negativ, ci nu știu dacă aș mai repeta. De ce te uiți așa în zare? Te întristează? Nu, mă gândeam, informația asta. Nu. Da, mă gândeam că tu nu vrei să mergi, dar colegii tăi se duc. Adică, uite, Kazan a fost la Eurovision. Și acolo a fost concurență, nu jucărie. Adică oamenii au trebuit departajați. Nu, pe și eu am fost la Eurovision, dar n-a fost jurat. Nu, în juriu. Șerban a fost în juriu. Da. Și nu știu, complicat. Nu știu. Eu am trăit o experiență. Așa. Prima, mă rog, de până acum. Foarte frumoasă, de altfel, o trecut, eu am alte planuri. Atât de frumoasă ai te alte pare planuri. Să fii și singura. Ai alte planuri. Nu, nu, a fost chiar o experiență frumoasă, dar nu știu, ai planuri, pur și simplu am mers. Ai planuri departe. Făcute de vreun arhitect, ceva, adică nu. Casă, nu? Nu, nimic. Aș vrea o casă, sincer, căutăm o casă. Da, dacă știi pe genul. Da, cauți o casă? Cauți o casă? Cauți o casă? Pe 8 martie! Deci nu vrei să ne spui ce se întâmplă anul ăsta mai mult decât nu ne-ai vreau zis. Să nu mă, spun, e secret. Nu vreau e superstițioasă. Da. Am înțeles. Asta e singurul motiv. Nu se spune vreau înainte duc, până nu se nu întâmplă. Simt să, adică vreau să știu că le-am pus pe toate. Sunt toate organizate și 100% da. La picior de pornire. Dar până atunci nu vreau. Adică nu, nu. Lăs asta cu dă-ți peste gură, nu spun, nu spun. Te uiți la ce se întâmplă așa în muzica din România, la numele care se aud la radio și se văd foarte din cel ce mai des la televizor. Multe nume vin ca și tine din talent show-uri. Uite că se întâmplă totuși ceva și după. Da, da, ceea ce da. E foarte bine. Știi că erau festivalurile alea odioase, după care nu se întâmpla nimic. Care? Cu câștigătorii. Păi nu știu, Mamaia. Dar pe majoritatea concursurilor George Grigoriu. Majoritatea concursurilor de genul, nu știu de ce se întâmplă, câștigătorul ia mai mult timp să iasă un pic. Exact. Din... E adevărat, e un bun exercițiu pentru artist, dar nu prea se întâmplă nimic după aia. E bine că se întâmplă, uite, după, nu știu. După talent show. Eu sunt da, foarte poftim. Norocoasă. Deci adică te uiți la ce se întâmplă. Ce să... da. Te uiți la ce se întâmplă prin industrie. Îți place ce se întâmplă? Au, ba. Ce auzi la radio? Ce... Nu te întoarce cu... Nu. Trebuie să-mi răspunzi. Bine, asta e strict părerea mea. Nu cu judec da pe ba? Nimeni. Nu, neapărat ba, nu. Da ba. Deci ba da. Așa și așa, sunt la jumate. Deci nu, am înțeles, ok. Ce nu-ți place la muzica asta, la ce se întâmplă pe piață? Adică ce ar putea fi îmbunătățit? Acum avem o discuție serioasă și sper constructivă. Uite, eu, de exemplu, mă focusez foarte tare pe mesaj. Pentru mine tot timpul am spus asta, e foarte important cuvântul. Deci muzică de aia cu versul. Puterea cuvântului e foarte, foarte mare și importantă și mega de impact. Și din punctul meu de vedere, nu mai există mesaje cu sens către suflet pe bune, bune, bune. Există cuvinte care muzică. Să rimeze există, sau să exact, ritmeze exact. Puțin piesă. Păi, dacă nu mai e domnul Dan Verona să scrie sau domnul cum nu, avem Păunescu, avem domnul... artiști care scriu foarte frumos. Da? Adică... Păi și atunci de ce nu dar, trec nu... piesele alea? Asta nu trebuie să mă întreb pe mine. Aha. Pentru că eu n-am de unde să știu. Cum îți vine ție inspirația atunci când faci piese? Nu știu. Când scrii versuri? Ascult un instrumental. Da. Întâi poate mă inspiră să fac o linie melodică și în funcție de linia melodică deci mă duc ceva, într-un vibe. Un... Da, îmi dau seama ori e un vibe din ăsta mai... Te inspiră noaptea sau ziua? Oricând, n-am nicio treabă. Soarele sau ploaia? Cum asta? N-am nicio treabă. Soarele sau ploaia? Când scrii mai bine.
Sau depinde de mesaj, dacă e pe happy sau dacă e mai pe... Depinde când mă lovește muntele inspirația. Sau muntele. Eu sau Marius? Neurochitară, Alex Mușatove, Cristian Chitarăbas, uite aici Bogdan, sunetistul nostru. O rundă de aplauze amândoi, pentru toată lumea și pentru Feli. Amândoi, mulțumim. Ți-am răspuns, să știi. Gata, mă? Da, am că deci mergem pe urmă. Da? Mulțumesc, da. Așa. Ne faci clătite? Că... Nu, dar și eu să fac zamă. De zamă? Clătite? Nu, zamă de fasole, nu zamă de... Cum ar fi o zamă de clătite? Oh! Nu. Păi, nu. Cum se fac clătitele? Nu tot dintr-o zeamă? Uite, poți să vă fac clătite. Pe care o prăjești? Stai că eu pe bună mă pornesc. Poți să vă fac o zeamă de... Poți să vă fac clătite. Aș ști să vă fac clătite. A, bun. Ok, venim de la tine. Să ne spui... Venim noi dar cu felul 2. Dar nu las că știm. Undeva pe la muncii vă descurcați. Bine. De-acolo. La muncii pe drept. Poate așa mă scot și nu fac, știi? No, ne place la muncii. Uite-ne, tot aici la muncii suntem. Mulțumim, dragilor, că ați rămas cu noi până la 10. Bună dimineața, București. Mulțumim, Feli. Mulțumesc. Mulțumim tare. Te mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc din să rămâi cu zâmbetul ăsta până data viitoare când ne reîntâlnim. Mulțumesc. Să nu obosești. Never. Doamne, domn și domnișoare, pe mâine dimineață la 6, tot aici pe 98.3. Bye bye. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.